Vă spunem bunicul tuturor. Hai să ne legăm în picioare, să încep în seara aceasta, trebuie închinare, o secundă, două cântări, pe care fratele Gianni ne va da un demn pentru prima rugă aici. Worship this holy name.
Viața noastră cu adevărat să-i aducă lui glorie. Aș vrea să vă citesc din Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 14, scrie așa: căci El este pacea noastră, o pace care trece orice pricepere, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat frășmășia dintre ei, legea poruncilor, orânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Pacea care trece orice pricepere. Și am împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce. Prin crucea prin care a nimicit vrăjmășia. Ce minunate cuvinte! Ce mult aș vrea ca în rugăciune de acum să lăsăm orice de sparte la oaltă, să lăsăm pe Cel care a murit pe cruce să repare relațiile noastre, să repare problemele vieților noastre particulare, să surpe acest zid impenetrabil de oameni. El să-L surpe și El, prin crucea Lui și prin jertfa Lui, să repare relațiile noastre. Haideți așa cum suntem, să-I dăm slavă Lui, pentru că suntem aici, în seara aceasta, și nu suntem în alte locuri, pentru că suntem împreună. Doamne, ce mare har! Și să ne rugăm Dumnezeului Celui care a murit pentru noi să ne repare dragostea care avem unii pentru alții.
să fim sănătoși din punct de vedere spiritual din nou. Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună.
Thank you.
dar de Dumnezeu, fiind din Israel, există o piatră acolo care într-o biserică. Și cu cei care am fost acolo ne-am dus la piatra aceea. Și piatra aceea este, se zice despre ea, este piatra pe care Domnul Iisus Hristos în Ghețimane s-a pus mâinile, unde s-a rugat și unde inima lui a fost frântă de durere, pentru că a venit în lumea aceasta, părăsind cerul, slava care era la Tatăl. Și lumea nu l-a cunoscut. Îl durea pentru Israel, care a venit să fie mântuitor. Îl durea pentru cei care i-a vindecat. Pentru cei care le-a pus viața în contact cu Dumnezeul prea mare. Și acum urma ca să plece la Tatăl, dar unul înainte ca să fie crucificat și să treacă prin suferințele acelea care nouă să dădea mântuirea și iertarea. Și când își ținea mâinile pe piatra aceea și îngenunchiat acolo în noapte, a spus cuvintele acestea atât de mărețe. Ioan, capitolul 7, versetul 18, spune așa. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfinți în adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce cred în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una ca noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Noi ca și biserică avem un rol extraordinar de mare în lume. Un rol pe care poate că nici noi nu îl dăm seama. Cerul privește la noi. Dumnezeu însăși, care și-a dat Fiul, privește la noi. Îngerii privesc la noi. Lumea privește la noi. Suntem ca și o epistolă scrisă, citită de toți oamenii, spune cuvântul Domnului. Ca o cetate pe vârf de munte, unde toți o văd. Diavolul știe că noi suntem sfințiți prin Domnul Iisus Hristos și vrea ca să ne pângărească și vrea ca forța aceea, dimensiunile acelea, puterea aceea dumnezeiască, ca să nu fie în ființele noastre, pentru că la rugăciunile noastre să mișcă cerul, frați și surori. Dumnezeu atât de mult ne-a iubit, a dat cea mai scump, cel mai iubit, cel mai de preț și l-a dat pe Fiul Său. Și când noi ne rugăm, pentru că ne rugăm în numele Lui, se zguduie cerul, se rup lanțurile, inimile împetrite se despetresc. Și Domnul a știut lucrul acesta și s-a rugat, Tatăl, mă rog, nu numai pentru ei, dar și cei, pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și mă rog, Tată, ca ei să fie una, așa cum noi suntem una. Suntem probabil la cruci, la răscruci aceasta. Dar știm că Dumnezeu este pe tron. Amin, amin. Știm că Iisus Hristos este acel care este neschimbat.
El care a întins mâinile pe calvar. Mă uit la fețele dumneavoastră, fiecare sunteți o persoană valoroasă. M-am uitat la tineri aceștia, strânt acolo. La fiecare m-am uitat. Ce ființe minunate! Și sunteți minunați și frumoși pentru că sunteți al lui Hristos. Să stați în Hristos ca să fiți frumoși. Că oricât de mare și de frumoasă, oricât de frumoasă ar fi o floare, dacă este ruptă și călcată în picioare, nu mai își pierde frumusețea. De aceea stați lângă Hristos. Stați în Hristos. Și dacă El este, dacă eu v-am văzut atât de valoroși și de oameni minunați, cum nu vă pierde Domnul, care și-a dat viața pentru dumneavoastră? Eu nu mi-am dat viața pentru niciun om. Probabil că am făcut unele sacrificii pentru cineva, dar să-mi dau viața pentru cineva, nu am făcut-o, Domnul a făcut-o. El care ne-a lăsat scrisoarea aceasta de dragoste. Ne rugăm în seara aceasta ca iubirea Domnului Iisus Hristos să ne înfășoare pe toți. Amen. Toți avem nevoie de atingerea Domnului, toți avem nevoie de dragostea Lui. Niciunul nu putem să ne lăudăm înaintea Domnului, dar ne putem lăuda cu cineva. Ne putem lăuda cu Domnul care și-a dat viața pentru noi. Și venim la El și cerem protecția Lui, călăuza Lui și Duhul Sfânt să fie în viețile noastre. Ne rugăm cu toți. Vă rog să faci locurile. Mă bucur să putem fi cu toții împreună la picioarele Domnului. Nu e nimic mai frumos decât să stăm în casa Domnului cu dorința ca Dumnezeu să ne asculte problemele, cererile, să răspundă la vremea potrivită și totodată să putem să primim din partea lui Dumnezeu cuvântul pe care îl are pentru fiecare unul parte dintre noi. Acum aș dori, înainte de orice altă lucrare pe care mai puteam o face în această seară, să mărturisim cu toții spre slava lui Dumnezeu Tatăl, căci Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie numele. Casa aceasta este a Lui, închinată Domnului. Spune Scriptura că și dragostea lui Hristos ne-a strâns la oaltă. Ba mai mult, mai spune că prin El avem și mișcarea și ființa. Deci dacă depindem de El, dacă suntem în numele Lui adunați aici, dacă suntem în casa Lui, n-avem nimic altceva în această seară de făcut decât să-i dăm glorie și onoare celui ce e veșnic viu. Slăviți să fie numele. Mă bucur de voi, dragi tineri, zic Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze. O să vă pregătiți să aveți o cântare spre slava Domnului, să o cântați cu toată inima, că merită Dumnezeul nostru slăvit. Mai apoi, cu toții vom cânta o cântare spre slava Domnului, timp în care vom și cinsti pe Domnul cu darurile noastre cu bunăvoie. Și după această cântare, fratele Cristi Mateescu va lăuda și el cu o cântare. L-am provocat să cânte aceeași cântare care a cântat-o la noaptea de veche. Mulțumesc Domnului Iisus că e un Domn atât de mare, de bun și de sfânt. Au mai fost și alte nopți de veche, dar niciuna n-a avut un sfârșit ca și cea de vineri noaptea, în care am putut, într-un timp de închinare, să încheiem acest timp de rugăciune pe care l-am avut și cu cea mai frumoasă declarație din refrenul cântării care spunea Domnul meu, te iubesc. Asta a fost sfârșitul acestei nopți de veche și m-am bucurat de toți cei care ați fost aici și pe de-o parte m-am bucurat și de Cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu încă ne mai vorbește. Când Dumnezeu nu mai vorbește, unde nu mai este descoperire dumnezească, știți cum este poporul? Fără frâu. Dar până Dumnezeu mai descoperă planurile celor răi și celui rău, până atunci Dumnezeu are un plan și pune preț pe inimile noastre. Când nu mai vorbește Dumnezeu și ne lasă în pornire inimile noastre, atunci o problemă. Și a fost încă o dată certitudinea căci Dumnezeu iubește biserica aceasta și ne vrea să mergem împreună spre slava Domnului.
A Domnului să fie toată lauda, cinstea și gloria în vecii vecilor. Amen. Și dacă încă simțim că alergăm în direcții greșite și problemele noastre sunt nerezolvate, încă am o veste bună. Iisus te primește să alergi și la El. Te primește să-ți ia toate păcatele tale și greșelile tale. Amen. La Domnul și ajutorul Său atunci când se vine și când îți este rău. Sunt mulți care îmi caută numai urmă, nu ne thank you.
foarte mult cu gritele. Spune refrenul, Tu să crești mai mult în mine, eu să scap și Tu să te vezi. Răspândind-a Ta iubire, voia Ta, doar să ale întâlnea și dimineață. Auzi, și mă repet și pentru voi care mi-am spus, auzea săptămâna asta la Radu, un pastor care spunea, vorbea despre acea imagine că Iisus era pe valul cu genicii și s-au ridicat valul și așa mai departe, spunea el, să știți că de multe ori e mai bine cu Iisus între valul decât pe mal singur, unde liniște. Și ar mai bază interesant, să stai cu Iisus între valul decât să fii singur pe mal, îți văd ce bine, stau și îmi sub compania și mă odihnesc. Așa că nu descurajați, dar make sure că Iisus este cu voi corabie. Când e cu voi corabie, chiar dacă Doamne, aici e lângă tine, numai să fie Iisuse, ridică-te și oprește corabie. Hai, lăsa care sunt viciunile noastre și ceea ce suntem, Dumnezeu să se mare, mare în noi.
așa de frumos. Și voia ta să o împlinească. Să ne ajute Domnul în seara ziua de astăzi să împlinim voia Lui. În Matei, capitolul 24, versetul 35, vine și spune și cerurile și pământul vor trece. Dar cuvintele mele, spunea Domnul Iisus, nu vor trece. Că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma se va întâmpla, adică la fel se va întâmpla și în zilele venirii Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau și n-au știut nimic până când a intrat Noe în corabie. Tot așa va fi și la sfârșitul, la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Fiul Omului. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei, la ce strajă din noapte ar veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata. Căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Mesajul din această seară este unul simplu. Știți ce aveți fiecare dintre dumneavoastră în buzunar? Câți dintre dumneavoastră aveți celulare la voi? Vă rog să ridicați mâna sus să văd. Celulare. Tinerilor, nu vileu, promit. Câți aveți celulare la voi? Majoritatea dintre noi avem celulare. Nu odată ni s-a întâmplat să sune telefonul, așa e? Sună telefonul și motivele sunt diferite. Uneori e prea târziu și te uiți la el și de ei și spui tomorrow. Alte ori nu ești atent, sună telefonul și nu mai vezi un missing call. Alteori poate ești la bucătărie cu mâinile murdare și sună telefonul sau lucrând la mașină sau între alte lucruri și doar dai o privire la el și spui mai târziu. O să vorbim în această seară de tragedia apelurilor pierdute. Fiecare dintre noi am avut situații în care hai să vă și pe cealaltă. Sun, nu vi s-a întâmplat, te uiți la telefon, ai timp. N-ai nimic altceva de făcut. Dar când vezi că cine te sună, zici, mă, eu nu vreau să-mi stric ziua, nu răspund. S-a întâmplat la fiecare. Nu-i cel mai frumos exemplu, dar se întâmplă. Știu că se întâmplă. Și mie mi s-a întâmplat. Sunt momente în care, efectiv, parcă n-ai chef să vorbești cu nimeni. Ei, vreau să vă spun că și Dumnezeu când l-a creat pe om, l-a creat ca o persoană care să comunice. Așa l-a creat Dumnezeu pe om. Până și când l-a creat cu față, dacă pot să spun, spre soare. Primul lucru pe care l-a văzut Adam, sau l-a simțit, a fost prezența lui Dumnezeu. Acela a fost primul lucru. Încă din grădină, până nu putea să distingă lucrurile cum le distingem noi astăzi. Că nu cunoștea, să spunem, binele și răul, fiindcă răul, cel puțin în mediul în care era el,
Nu exista în forma în care îl cunoaștem noi astăzi. Dumnezeu comunica cu Adam. Spune că în răcoarea dimineții Dumnezeu vinea și îl chema: Adame, hai să stăm de vorbă. Ne căsătorim, și de ce ne căsătorim? Fiindcă vrem să avem cu cineva cu care să vorbim, să ne împărțim timpul și viața și sentimentele și toate. Vrem să comunicăm. Nu odată mi s-a întâmplat când eram busy cu una și cu cealaltă. Și la un moment dat îl văd pe Filip că vine jos. Avea vreo 5 anișori atunci. Supărat foc. Eu vorbeam cu Dana, fetele vorbeau între ele. Giulia încă nu era venită. Și îl văd că vine cu o față roșie, supărat. Care-i problema cu tine? Zice, vreau să vorbesc și nimeni nu mă ascultă. Și așa suntem noi. Când nu ne ascultă cineva, suntem supărați. Și ca să vedeți cum evoluează lucrul ăsta comunicațiilor, prima poștă, dacă pot să-i spun așa, a fost înființată de romani, din Imperiul Roman, și erau puncte la care, să spun așa, mesagerul, trimisul, alerga până acolo cu calul, acolo își lăsa calul obosit, lua altul, și în felul ăsta să ajungă cât mai repede la Roma să ducă veștile. De acolo și drumul, vorba că toate drumurile duc la Roma. Ei, atunci așa se comunica. A venit vremea când s-a descoperit telefonul. Și încă am prins momente de acelea când era un singur telefon în tot satul, la poștaș. Vrei să dai un telefon să comunici cu cineva, trebuia să mergi la poștaș acasă și să lași, băi, ne lasă, dăm un telefon, să vorbim. Dar cu cine vorbim? Păi vreau să sun până în județul cu tare. După aia a apărut centrale telefonice și trebuia să-ți bage lupa și aici și dincolo, să-ți facă conexia cu ce județ vrei să vorbești sau cu cine vrei să vorbești. Și știai că întotdeauna convorbirile tale sunt ascultate. Și uneori când vorbeai niște lucruri, auzeai că cineva râde dincolo. Și când ai râs? Nu. Și înțelegeam atunci că erau ascultat. Era centralist, la poșta satului, dacă se spun așa. Acolo se intersectau toate rândurile. Mai apoi, o evolua. S-au băgat telefoane la fiecare acasă. Și vorbeau oamenii. Și când vorbeau la telefon, îl auzeai din casă, până în casa de vară, dincolo. Cum vorbește. Vorbea departe, poate vorbea cu voi până America, careva care sunteți mai vechi. Și de-abia s-auzea conexia și începeai să strângi tare, da, de te auzi și celălalt. Și l-a mai strigat două vorbe către tine. De ce? Fiindcă vroiam să comunicăm cu ceilalți, vroiam să vorbim. Așa e creat omul. A trecut mai apoi, s-au mai făcut pașii și au apărut celularele. Cine a fost ca și noi? Atunci, cu primele celulare, mi-a dus primul celular, l-am avut abia în Italia, la 25 de ani. Era tot o cărămidă de asta, cum e pus aici, așa ține la mână. Dacă băgai în buzunar, trebuia să fie încins să vină cureaua. Cam ăsta erau, și acum uitați-vă ce au cea mai mare popularitate dintre toate app-urile pe care le avem noi pe telefon. Cele cu privire la comunicare. Facebook-ul și nu mă vine mai spun pe celelalte, că voi mai aveți între vreo 5, 6, 7 și mai pune poza. Acum nici nu mai vreau, numai pune direct poza și să strâmbă într-un fel ca să poată transmite un mesaj de partea cealaltă. Și dacă te uiți ce strâmbături, bă, te îngrozești. Am right? Right. Ei, oamenilor le place să comunice. Le place să fie băgați în seamă. Le place să fie apreciați. Le place să li se dea importanță. Le place să spună și ei părerea. Politica din ziua de astăzi, nu vedeți, toți îți spun părerea. Merg pe mass media, ala spune părerea, televiziunea cealaltă spune părerea, radio-ul ala spune părerea. Și comunicăm, ne vrem să știm ce se întâmplă, vrem să comunicăm, vrem să le putem. Avem noi impresia, doar că le ținem toate în degetul ăsta mic, toate informațiile. Și ce se întâmplă în Arabia, și ce se întâmplă în India, și ce se mai întâmplă pe la guvernul american. Și până la Oklahoma, cum eu mai rămas la ea, când eu mai rămas ceva, când eu tăia capul. Toate vrem să le știm. Și îi se pare că suntem informați de toate lucrurile. No, really. Sunt o grămadă de lucruri care sunt ascunse de noi.
Dar Dumnezeu când ne-a creat ca și persoane comunicabile, dacă pot să spun așa, care pot să comunice, ne-a lăsat un grai, un vocabular, cuvinte, un alfabet prin care să ne putem exprima și să putem articula toate sunetele care ies din noi, așa încât celălalt care le percepe să înțeleagă mesajul și devenim persoane raționale și logice care putem să distingem un mesaj de celălalt. Toate astea le-a lăsat Dumnezeu pentru noi și Dumnezeu interesant de la început și până astăzi vrea să comunice cu omul și face o grămadă de apeluri. Și omul din felul lui nu vrea să răspundă. O istorie veche. Îl chema Dumnezeu pe Adam. Și Adam nu răspundea la telefon. Și mai chema încă o dată. Unde ești, Adam? Nu răspundea. Și a insistat. Unde ești, Adam? Și în final a răspuns. Ăsta e Dumnezeul nostru. Aș vrea să vedem câteva căi prin care Dumnezeu ne vorbește nouă. La un moment dat, în Romani, în capitolul 1, versetul 19, spune, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, tot ce înseamnă, dacă putem cuprinde în câteva expresii, Dumnezeu, însușirile nevăzute, nu le poți vedea, dar le simți. Puterea lui veșnică nu o poți măsura, dar te bucuri de a le ție toate lucrurile așa cum le vedem noi astăzi. Și dumnezeirea lui nu o poți vedea, dar o simți și știi că într-o zi va trebui să stai în fața scaunului de judecat. Zice, se văd lămurit, nu așa pe vârșbuite, așa cum voi mă vedeți pe mine în această seară și eu vă văd pe voi. Exact așa de lămurit se văd lucrurile când te uiți cu băgare de seamă în lucrurile făcute de El. Când te uiți cu atenție. Oare de câte ori noi ca și oameni dăm atenție la mesajele pe care Dumnezeu ni le transmite? Păi atâta de inculți ne crede societatea asta, încât acum îți mai pune pe telefon și cât un app de ăsta să te uiți la stele pe telefon de parcă n-am avea noi ochi. Ca să citești care galaxie e, de care, cum e, care horoscopul și așa mai departe. Ăștia sunt oamenii. Dar Dumnezeu vorbește. Psalmul 19 spune așa de frumos. Cerurile spun ce anume. Slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi dă de știre alteia și o noapte dă de știre alteia și aceasta fără cuvinte, fără vorbe, al căror sunet să fie cum? Auzit, dar ce se întâmplă? Răsunetul lor străbate tot pământul până la noi astăzi. La un moment dat vine Domnul și vorbește prin prorocul Isaia la capitolul 40. Zice, și cu cine mă veți pune alături și mă veți asemăna? Zice, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut toate aceste lucruri? Cine le-a făcut ca toată uștirea cerurilor să se miște? Zice, atât de mare e puterea Lui, că își le cheamă pe nume și niciuna nu lipsește. Ăsta a fost un scop pentru care întotdeauna îi scot pe tineri în natură și noaptea profit de faptul acesta să se uite la cer și să-și aducă aminte. Că este un Dumnezeu care le ține toate într-o ordine perfectă. Spuneau cei cu toată știința lor căci, de fapt, universul ăsta a pornit cum a pornit el, a apărut la voia întâmplării cu într-o milionime de secundă și undeva cu vreo 2 miliarde de ani. Asta spunea în 1956. După aia au mai studiat și au văzut că, de fapt, sunt 15 miliarde de ani. Și nici asta nu spăimântă Scriptura, afirmațiile lor. Fiindcă între Genesa, capitolul 1, versetul 1 și versetul 2, este un gap destul de mare. Și după aia, au zis, măi, stai un picuț.
că de la galaxia Centaurus, care e partea de nord, deci au observat ei că toate lucrurile se împrăște în toate direcțiile. Și atunci au luat, că așa au calculat în distanță, au luat cel mai îndepărtat punct pe care au reușit el să-l descopere, cea mai îndepărtată planetă sau stea. Și au calculat distanța în câte zeci de mii de ani lumină. Și au spus într-o zi, toate lucrurile au fost într-un singur punct. Și de acolo s-a produs o explozie. Și în final a luat ceea ce numim noi astăzi Univers. Totul era energie într-un singur punct. Și la un moment dat a explodat. Și avem ce avem noi astăzi. Și nici asta nu mă miră. Căci Dumnezeu, care era mai înainte de toate, știți ce a făcut prima dată? A zis să fie lumină. Și a fost lumină. Acel Big Bang nu-i nimic altceva decât glasul lui Dumnezeu. Și dacă te uiți cu băgare de seamă, rămân uimiți oamenii de știință, câtă complexitate e în ADN-ul omului, câtă complexitate e într-o celulă, că e o celulă dintr-un om și poate să-l descrie tot cum arată. Fiindcă toate informațiile pe care le are un om se găsesc într-o singură celulă. Văd cât echilibru este în tot ce înseamnă perpetuarea vieții și a speciei umane și a celorlalte specii și a vegetației, tot într-un echilibru perfect și rămân uimiți. Și toți care au minte în cap, zice, măi, interesant, toate lucrurile astea, cineva le-a pus într-o perfecțiune, n-avea cum să evolueze de la un stadiu, știu eu, redus la unul complet, de la unul primar la unul complet. Ce n-avea cum atâta perfecțiune să fie în ele. Și astăzi se miră oamenii, zice, măi, se uită la Universul ăsta cât e de mare și îți dau seama că cineva efectiv îl susține cu energie. Zice, măi, dacă n-ar fi o energie în spate la tot ce e Universul ăsta, totul s-ar prăbuși. Și noi știm ce înseamnă energia aceea. Cine le ține toate cu cuvântul puterii, tăriei Lui, care e energie în sine. Ăsta-s lucru, Dumnezeu ne vorbește prin natură. Și mergem, acum am vrut să spun ca și vodă pe lobodă, dar mergem așa, fără să le băgăm lucrurile în seamă. Trecem așa nepăsători, ignoranți, și ne uităm la cer și nu ne mai impresionează nimic. Și deschidem ochii în fiecare dimineață și vedem că o dimineață însorită nu ne mai impresionează nimic. Ne uităm la o floare și o numim buruiană. Nu ne mai impresionează nimic. Oare ce ne-ar mai putea impresiona astăzi? Și Dumnezeu, care e înțelept, ok, zice, dacă nu vreți să învățați dintre astea, nicio problemă. Mai am un glas al meu. Și ăsta nu o să fie din exterior. Glasul ăsta o să fie din interior. Și Dumnezeu vorbește ființei omului astăzi printr-un lucru pe care, exact cum noi înăbușim glasul naturii, al lucrurilor create de Dumnezeu, exact așa îl înăbușim și glasul ăsta. Și se cheamă conștiința omului. Dumnezeu ne vorbește prin propria noastră conștiință. Zice, măi, dacă oamenii ăștia nu vor să priceapă că tot ce îi înconjoară n-arată nimic altceva decât slava lui Dumnezeu, no problem! O să le vorbesc acum invers. Le vorbesc din interior. Și găsiți la un moment dat la Romana, capitolul 2, versetul 14 și 15, spunând despre neamuri care fac din fire lucrurile legii și care vor fi judecate tocmai după acest cuget, după această conștiință a lor. Îi spune, bine mă, dar eu n-am încheiat legământul cu Domnul, nu-s pocăit, eu nu știu de asta. No problem. Tu știi ce înseamnă binele și ce înseamnă rău, right? Știi ce înseamnă? Un copil cât e de mic, el știe ce înseamnă binele și ce înseamnă rău. Când întrebam pe copil în primii ani, când era la școală cu Filip, zice, ai homework? Și el își ținea caietul în spate. Zice, n-am, dar se vedeau toate colțurile. Și sigur n-ai, nu. Și n-ai nici caiet, n-am nici caiet. Zic, dar ia întoarce-te un picuț. Zice, I can't. Mă înțelegeți? Știu cât de mici și binele și răul. Știu ce-i minciuna, știu ce-i adevărul. Știu ce-i dreptatea, știu ce-i falsul. Toate le știți. Până și la un moment dat, să spun așa, al treilea om de pe pământ.
Cain. Eu spun, Domnul, vezi că răul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Deci încă de atunci să avea noțiunea de bine și de rău. Ba mai mult vine Eclesiastul și spune că Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei. Și singura ființă care se gândește ce va fi după moarte din tot ce a creat Dumnezeu. Și glasul ăsta conștiinței, de câte ori ai furat și ți-a spus conștiința că nu faci bine? De câte ori ai mințit și ți-a spus conștiința că nu faci bine? De câte ori ai jignit și conștiința ți-a spus că nu faci bine? De câte ori te-ai uitat la imagini murdare și conștiința din tine a spus it's not good, it's not right, nu-i bun? Și ai mai dat într-o pagină vieții și încerci să astupe această conștiință. Și societatea de acum exact lucrul acesta face. Nu-l mai personifichează păcatul. Să spună, băi, ăla e păcatul tău sau ăla e păcatul meu. Spune, grup, societatea e de așa natură. Și aruncă responsabilitatea ca să nu te muște pe tine conștiința. Aruncă asupra societății. Asupra grupului în sine. Și astfel, tu poți să păcătuiești fără să te muște conștiința. Să creadă ei că poți să scapi așa de ușor. Și cine are în minte astfel de gânduri. Că nu merge păcatul la grămadă. Duhul lui Dumnezeu, știți cum este? Este rânduit, a fost trimis asta la Ioan 16, să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și când dovedește păcatul, știți cum îl dovedește? Exact ca și în 1 Corinteni 14, zice, se va coborâ Duhul lui Dumnezeu și ce va face? Va da pe față taina celuilalt, el va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că în mijlocul vostru este prezent Dumnezeu. Asta face Dumnezeu. Și cele mai multe taine, să știți că nu sunt de astea bune. Bă, ai făcut un act de caritate și n-ai zis la nimeni. Că ăsta îl punem pe Facebook dacă facem. Cele mai multe taine se cheamă păcate, se cheamă legăminte ascunse, se cheamă planuri de care nimeni nu vrem să știe. Sau alții nu vrem să știe. Și ăstea Dumnezeu vine și le desfășoară. Știți de ce? Că e Dumnezeu care vrea să comunice cu noi. Și de o grămadă de ori am auzit și eu și fiecare de aici în inima lui a auzit glasul ăsta, bă, eu trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Și o știu. Totul știu. Că trebuie să se împace cu Dumnezeu. Ăsta e un alt mod prin care vorbește Dumnezeu. Mai este un mod extraordinar. Fiindcă Dumnezeu când ne va judeca pe noi, și spune, va judeca ca și persoane raționale, ca și persoane cu facultăți mentale, care poate să comunice, să întrețină relații, să discute, să ia decizii, să ia hotărâri, să analizeze. Asta toate ține de inteligența pe care ne-a pus-o nouă Dumnezeu aici, în cerberul ăsta micuț. Și ne le lasă până în ultima zi a vieții, ne lasă întregi la minte. Și să putem face decizii și hotărâri. Al doilea lucru, sau al treilea lucru prin care ne vorbește Dumnezeu și o face foarte clar și la mănunțime, este Sfânta Scriptură. Aici ne vorbește Dumnezeu cel mai mult și aia suntem aici să ne mai vorbească și în această seară. La un moment dat, în 5:39, spunea Domnul Iisus, către farisei, către aia care aveau Scriptura în mână, cum au venit și noi astăzi. O vin și-o spus, cercetați Scripturile, căci tocmai ele, când socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și noi știm și s-o spus de o grămadă de ori versetele astea din Romani 1:16, căci mie nu-mi este rușie de Evanghelia lui Hristos, că ceea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Căci în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Asta le știm. Că Dumnezeu vine și ne transmite mesaje. Vine și comunică cu noi. Noi știm că toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos. Să învețe, să mustre, să îndrepte. Să dea înțelepciune de neprihănire. Pentru ca omul lui Dumnezeu, me and you, să fie cum? Desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice faptă bună.
o și câte alte versete. Nu ne mai vorbesc despre această Scriptură care e insuflată de Dumnezeu și care vine ca să ne vorbească. Și noi știți ce facem? La ideea. Luăm și o punem în lăsaie. Și ce frumoase Scripturi avem noi acasă. De la aia de 10 kg, care o aveți majoritatea dintre dumneavoastră de la fratele Mundi când ați făcut pacarea, și până la ăsta de buzunar, și până la alea care le avem noi pe telefoane, numai Biblie suntem păstători. Și numai aia n-o citim. Și numai aia parcă nu ne interesează să pătrundem, să vedem, Doamne, Tu astăzi ce ai pentru mine? Care-i mesajul Tău pentru mine? Mai ai ceva să mustri, să cureți? Mai spui ceva să leapă de la mine? Și Dumnezeu vorbește. Îi vorbește prin Scriptură. Și nu numai. Ne vorbește prin Domnul Iisus Hristos într-un mod deosebit. Dacă deschideți la Evrei, la capitolul 1, versetul 1, după ce a vorbit părinților noștri în vechime, prin proroci, în multe feluri și multe rânduri și multe feluri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor vremuri, ne-a vorbit prin Fiul. Și știți ce anume e cel mai grăitor din toată lucrarea Fiului? Unde vine și spune la Evrei, capitolul 12, cu versetul 22 în jos, zice, voi nu v-ați apropiat, zice, de un munte care se poate atinge, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor și de tuturor celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Și mai mult decât atât, nu se oprește aici. Ne vorbește că ne-a vorbit și prin cum? Prin sângele lui Hristos care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și ăsta ne vorbește de fiecare dată. Când ne vorbește conștiința și ne spune you are wrong, you make mistake, you make a sin, you are a sinner. Ești păcătos, cu alte cuvinte. Și vine pe de cealaltă parte Duhului Dumnezeu. E adevărat că ești păcătos. Dar ai o soluție. Ai o salvare. Și îți vorbește Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și nu-i singur lucru prin care ne mai vorbește. Spune Scriptura că ne mai vorbește și prin oameni, prin trimeșii Lui. La 2 Corinteni o să citiți la capitolul 5 cu versetul 19 în jos, căci Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuși și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și ca și unii care suntem trimiși de Dumnezeu, vă îndemnăm în numele Domnului Iisus Hristos. Ce să faceți? Împăcați-vă cu Dumnezeu! Asta o face Dumnezeu prin oameni. Când eu aici, când cei de la laudă și închinare, că e unul care dă îndemn, oricare care trece, om al lui Dumnezeu vine și spune, omule, împacă-te cu Dumnezeu. De ce? Ca și niște trimiși al lui Dumnezeu. Păi glasa lui Dumnezeu e natura. Glasa lui Dumnezeu e conștiința. Glasa lui Dumnezeu e Sfintele Scripturi. Glasa lui Dumnezeu este jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar tot glasa lui Dumnezeu și este când se vestește Evanghelia. Și cineva vine și te îndeamnă să vii la pocăință. E tot glasul lui Dumnezeu, că Dumnezeu e bun și e sfânt și vrea să vorbească cu tine. Și când stau și mă gândesc la aceste lucruri, un Dumnezeu atât de mare, de atât puternic, de slăvit și în mintea multor oameni buzi, și-ar avea tot dreptul să fie ocupat cu atâtea lucruri, să vină și să-și facă timp pentru mine și pentru dumneata, știi ce să facă? Să-ți transmită un mesaj. Și știți de ce o face? Fiindcă ne iubește. N-are nici un alt interes. Spuneți în dumneavoastră ce câștigă Dumnezeu dacă eu răspund la Evanghelie. Ce câștigă? E mai bogat dacă mai are încă un păcătos în împărăție? Nu. Are mai multă glorie dacă se întoarce un păcătos la el? Nu. De 10.000 de ori, 10.000 numărul îngerilor și mii de mii. Acum imaginați-vă câteva sute de milioane și ăsta la puterea 1000, 1000.
Păi n-ai cum să numeri. Îngeri și făpturi cerești care dau glorie. Păi nu face diferență dacă vine un păcătos și se întoarce. Dumnezeu efectiv, din punct de vedere al acțiunii noastre, nu câștigă nimic dacă se mai întoarce un păcătos. Dar dacă vrea ca păcătosul să se întoarcă, este fiindcă știe că are parte de un destin veșnic împreună cu el sau unul pentru totdeauna despărțit de Dumnezeu. E o dragoste fără interes. Vă pun o întrebare la dumneavoastră care sunteți părinți. Vă creșteți copiii în nădejdea că băi, ăsta o să ajungă să lucre și o să lucre pentru mine copilul și o să iau bani și o să-i bag în buzunar să fie mai ușor la bătrânețe. Așa vă gândiți? Așa că nu. Nici vorbă. Cât timp părintele în viață se gândește nu să iei de la copil, ci să dea și când e bătrân, să-i dea ce mai are. Că îl iubești fără interese. Îl iubești pentru că e copilul tău și atât. Așa e și Dumnezeu. Ne vorbește și ne iubește fiindcă ne vrea pentru El, fără niciun alt interes ascuns. Ei, dar omul e om. Și uneori Dumnezeu când vorbește, să știți că nu ne place. Fiindcă El, pe cât e de bun, pe cât e de plin de dragoste, pe atât ai și de direct, pe atât ai și de drept. Mi-aduc aminte de mesajul lui Ioan Botezătorul, că Dumnezeu se folosește de oameni. Matei, capitolul 3, versetul 2, pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Păi până aici, everything is nice. Dar vin tăia plin de versete pe ei, pe toate părțile, și cu surile sub soare, și cărturarii, și fariseii, și le-a vorbit foarte direct, foarte direct. Versetul 7 din același capitol. Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Vedeți cum se pune problema. Dumnezeu vine și te cheamă la pocăință. Dacă vede pățărnicie și ipocrizie, e foarte direct. Nu-L dore pe Dumnezeu păcatul meu. Știți ce vă spun? Când vin cu păcatul meu la Dumnezeu, nu-L dore. E bucuria lui Dumnezeu că vede cu un om care e sincer și se recunoaște și vine cu păcatul înaintea lui și zice dați scut când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, se bucură de cerul. Și așa e. Dacă îmi vin la Dumnezeu cu două fețe și cu niciun obraz, asta îl doare. Când vin la Dumnezeu cu gânduri ascunse, de parcă El nu m-ar citi, de parcă El nu m-ar ști, atunci în momentul ăla Dumnezeu e direct. Uitați-vă cât de direct a fost Ioan Botezătorul. Ce să mai spun? Ioan Botezătorul doar le-a spus câteva cuvinte și le-a spulberat de acolo. Dar citiți Matei capitolul 23. Să vezi cum îi pictează pe ăștia care sunt țarbi. Păi, pe care sunteți morminte văruite. Aveți cheile împărăției, nici voi nu intrați, nici palții nu lăsați. Și efectiv, i-o luat pe toți la rând. Păi după ce citim capitolul 23, chiar m-am gândit odată să recit. E un capitol extraordinar. Un capitol care ne-a pune cu picioare pe pământ. Că toți de aici suntem cu scripturile în mână. Și prea puțin le împlinim. Și ăla tare bine mi se adresează. Că așa de bine pozăm și la programe pozăm bine și în societate pozăm bine și pe alte lucruri și mă opresc aici. Plânge celor care îi vede. Dragii mei, mă uit la atitudinea omului și mă duc cu gândul la Domnul Iisus. Să știți că nu a făcut El aluzia asta cu Lot și cu Noe. Nu a făcut aluzia asta așa ca să mai umple două versete de Sfânta Scriptură. A spus că în zilele acelea când va veni Fiul Omului, societatea va fi exact ca și pe vremea lui Noe. Mâncau și beau. Am right? Păi ieșiți de aici și luați pe ei dintre nord și nu faceți decât vreo half miles și deja te izbește virusul. Și vine mirosul din o parte, și vine din cealaltă, și cu alte cuvinte spune time for dinner, și mâncăm. Și bem, și avem tot ce ne trebuie. Ne însurăm, ne mărităm, care cum poate, în ziua de asta nu se mai ține nici măcar fond de așa, nu mai spun de sex, numai să meargă înainte treaba. Că doar și căsătorul e un business în fond și la urmă.
pentru mulți. Ei, și n-au știut nimic. Îmi pun o întrebare, cum s-a întâmplat să nu știe nimic până în ziua când a intrat Noe în corabie? Cum s-a întâmplat? Oare n-o fi vorbit Dumnezeu? Oare n-o fi avut, n-a fi avut Dumnezeu un om care să propovădească neprihănirea și să spune, oameni buni, stilul ăsta de viață, modul ăsta de viață, de manifestare, de trăire, de gândire, într-un nu-i bun. Pocăiți-vă! Ce atâta silnicie! Și cuvântul silnicie legat la un moment dat de desfrâu, de tot felul de încrucișări. Hai să vă aduc aminte de un cuvânt din Sfânta Scriptură. 2 Petru, capitolul 2, versetul 5. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu lumea veche și a scăpat pe Noe, și spuneți cum continuă mai departe, acest propovăduitor al neprihănirii și al șapte iși împreună cu el, nu poate să spună niciunul din vremea lui Noe, băi, eu nu l-am auzit pe omul ăsta că a vorbit de pocăință, că a vorbit de sfințenie, că a vorbit de curăție, că a vorbit de întoarcere cu fața către Dumnezeu, că a vorbit de castitate și de trăire la un nivel la care Dumnezeu ne-a făcut și ne-a creat ca să slujim pentru gloria Lui. Nu puteau să spună niciunul. Noe era un propovăduitor al neprihănirii. Mai aveau și istorie în spate. Mai erau și ceilalți. Enoch doar a fost înainte de Noe. Și Enoch umbla cu Dumnezeu. Deci aveau istorie. Dacă stai și te gândești căci cât de lungă a fost viața lui Adam, s-a apropiat foarte mult de viața lui Noe. Nu l-a prins Noe în viață, dar a fost diferență doar de câteva sute de ani. Deci aveau atâtea monstre în jurul lor, atâtea lucruri care să le vorbească. Și ei habar n-aveau. Știți de ce n-aveau habar? Că le suna telefonul și se uitau la ei și spus, ai tău chiar. Și când se uita mai târziu, a fost mistical. Lasă-mă cu atât. Ce? Atâta pocăință. Băi, de câte ori vin la adunare, altceva nu mi se bagă în cap decât pocăință. Dar oameni buni, Domnul Iisus, am și o întrebare. Ce-o vestit? Și ce-o vestit? Uitați-vă la Matei 4:17. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Ioan Botezătorul ce-o propovădui? Pavel, ce-o propovădui? Faptul Apostolul 17:30. Că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor să se pocăiască. Petru, ce-o propovădui? Mă duc la 2 Petru, că trebuie să te pare la 2 Petru. Mă duc la capitolul 3, versetul 9, după ce spune la capitolul 1 cu versetul 1, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, adică o credință în Domnul Iisus, au vorbit creștinilor. Și la versetul 9 din capitolul 3 spune, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea Lui, prin împlinirea păcăduiților Lui, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare. Știți de ce? Ca niciunul să nu piară și ce să facă? Pocăința pocăiților. Să se întoarcă la pocăință. Ăsta e cel mai frumos mesaj. Și dacă Iisus l-a propovăduit, vreau să vă spun că Iisus astăzi este încă în viață, right? Amen. Și că nu se schimbă, right? Dacă astăzi ar fi Iisus să treacă, uite aici, în mijlocul bisericii, eclesia, 100%, 100 dintr-100, ar fi propovăduit pocăință. Dacă spune că e același și ieri și astăzi și mergi și nu se schimbă, are același mesaj. El nu vine și jonglează cu mesajele. Astăzi suntem bine și mâine nu știu cum, nu. El având în vedere viața noastră veșnică și mântuirea noastră vine cu acel cuvânt care să ne scape de iad, să ne scape de păcat, să ne scape de fără de lege. Asta e chemarea lui Dumnezeu. Și ne vorbește Dumnezeu. Ne vorbește, dar cei mai mulți oameni nu răspund. De ce să răspunzi? Căci cuvintele lui Hristos te tulbură. De ce să răspunzi? Că cuvintele lui Hristos s-ar putea să te jignească. De ce să răspunzi? Că cuvintele lui Hristos s-ar putea să te înjosească. De ce să răspunzi? Că cuvintele lui Hristos sunt drepte și mie nu-mi place de dreptatea. De ce să răspunzi la Iisus când te cheamă și tu ești pe internet în camera ta? De ce să răspunzi? Că ți se taie pagina după ecran. Și trebuie să stai de vorbă cu el. De ce să răspunzi?
Nu mă surprinde astăzi că oamenii nu mai stau să se roage înaintea lui Dumnezeu. Că una e starea asta de înălțare a lui Dumnezeu, worship-ul, și alta e genunchele plecat când stai înaintea lui Dumnezeu și te rogi. Fiindcă ce vă spun eu acum, știi ce face? Vă propovăduiesc cuvântul și vă pune, uite așa, față în față cu oglindă. Concord cu Iacob, capitolul 1, partea finală. De la versetul 26 în jos. 27 și 28. Pardon, 24, 25. Ok, e ca și un om care se privește într-o oglindă. Cine aude cuvântul și nu îl împlinește. Și atunci când te uiți într-o oglindă, ce vezi? Doar cum ești. Nothing else. Dacă ești cărunt, nu o să te vezi brunet și dacă ești blond, nu o să te vezi cărunt. Ok? Decât așa cum ești. Dacă ești cu nasul mare ca și mie, nu o să te vezi cu urechile mici. Că te vezi exact așa cum ești. Și stai și te uiți. Și nouă, de cele mai multe ori fizic vorbim, 95% din oamenii care sunt în lumea asta, când se uită în oglindă, nu le place ce văd. Și azi, bă, asta mi-ar trebui mai roșu, și asta mai verde, și pe aici mai galben, și pe aici și mai mou. Și ne facem ca și semaforul. Știți de ce? Că nu ne place la prima vedere cum arătăm. Și nu ne place cu preză de asta și ne trebuie altfel de preză. Și nu ne place cu cămașa asta și ne luăm altfel de cămașă. Că nu ne place, suntem nemulțumiți de ceea ce vedem. Și cu atât mai mult când stau în fața oglinzii lui Dumnezeu, care mi-arată realitatea mea la untri și mă văd cât de hidos îs, Doamne, look anymore. Dar asta e una. Că asta rapid a închis-o și a rezolvat problema. Nu te mai uiți în oglinzi, o întors singur, se așa în oglinda și a rezolvat. Gata. Pot să mă duc înainte. Eu pe mine nu mă văd, alții nu chiar cum mă văd. It's my life. N-ați o să expresia asta. It's my life. Dă-ți mentă dacă e bună sau rea. Până într-o zi o să fie a ta, după aia nu o să mai fie a ta. Dar când îți pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. Atunci nu mai stai față în față cu Scriptura. Stai față în față cu Dumnezeu. Și îți aduci aminte, când stai față în față cu Dumnezeu, îți aduci aminte de cum arătai când te uitai în oglindă. Îți aduci aminte cum arătai când te uitai în Scriptură. Și te mustră conștiința pentru asta, și te mustră conștiința și pentru cealaltă, și te mustră conștiința și pentru cealaltă, și pentru ce ai făcut la școală sau la lucru, și te mustră conștiința de o grămadă de lucruri. E glasul lăuntric. Că astea toate lucrează pe toate părțile. Și atunci stai înaintea lui Dumnezeu. Nu se mai aude cuvântul de la. Și când e vorba de rugăciune, de har, ce să iasă oameni buni? Spuneți-mi și mie. Că de-aia farisei nu se rugau ei în odăiță. Că știau că pe acolo trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu. Ei se rugau în afară și vorbărseau o grămadă de cuvinte ca să-i vadă alții. Nu era reason-ul lor, motivul lor să stea de vorbă cu Dumnezeu. Motivul lor era să show la people. Să le arate la alții cât de religioși. De-aia nu stau pocăiți astăzi și se roagă în odăiță. Că trebuie să stea față în față cu Dumnezeu. Și își aduc aminte de imaginea lor din oglindă. Și de-aia că am citit cu o grămadă de când am făcut surveiu, cu o grămadă de hârtii, mai multă rugăciune, mai multă rugăciune. Why? I agree with that. I love to pray. Și când faci câte o noapte de veche, fug ca potârnichile. Dar de care rugăciune vrei să știu și eu? Ce numești rugăciune? Nu ai când să stai înaintea lui Dumnezeu să-și plângi oful și amarul și după aia să-i dai glorie și să se nască cu buzele tale cântarea de laudă, că cineva te-a eliberat, te-a ascultat și te-a rezolvat problema. Dragii mei frați, vă mai sună telefonul și în seara zile de astăzi. Poți, fain frumos, să-l întorci invers, să-l pui pe mut, așa cum o pun acum unii, don't disturb, și apeși pe ăla și oricât sună telefonul, tu n-auzi și dormi, și te relaxezi, și faci ce vrei, don't disturb. Și ce Dumnezeule? Don't disturb me. It's my life. I have a my way. You know? My way to resolve everything. My way to be. Right. Și o să fie way-ul ăsta a tău. Drumul ăsta a tău până într-o zi. Și când o să stai față în față cu Dumnezeu, Dumnezeu să spună, omule bun, nu a fost alegerea ta să vii în lume. Ți-am dat cea mai mare șansă și posibilitate pe care o are o făptură
Nu te-am creat nici porc, nici măgar, nici oaie, nici berbec. Nu! Te-am creat un om cu rațiune, cu sentimente, cu putere de a distinge lucrurile, cu personalitate, cu tot ce vrei, cu putere de a alege. Toate astea ți le-am pus în mână, ți-am hotărât o vreme și un ceas și o zi și o clipă în care să te naști. Ți-am lăsat o viață mai lungă sau mai scurtă, cum am hotărât eu pe mine? Că puteam să nu te las deloc să trăiești. Puteam să nu te las niciodată să respiri aerul, să-mi calci pământul. Dar a fost dragostea mea și am vrut să-ți dau o șansă. Și tu acum cu șansa pe care ți-o dau eu, spui it's my life and my way. Și viața eu ți-am dat-o. Și ți-am creat drumul și calea prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Fiului meu, ca să nu te pierzi, să-ți poți atinge scopul pentru care te-am creat. Și tu astăzi poți să gândești, să raționezi și să sfidezi orice apel și să închizi telefonul. Doamne, Storul, I want to stay relaxed. Așa au făcut cei de pe vremea lui Noe. Și spiți dumneavoastră ce s-a întâmplat cu ei. Au pierit. Așa au făcut cei de pe vremea lui Lot. A stat o noapte întreagă în fața casei lui Lot. Puteau să spună, băi, oamenii ăștia ne-au lovit cu orbire. Ne batem aici ca pe bece de tăți păreții. Nu mai știu ce stânga și ce da. Băi, hai să raționăm un picuț. Că ăștia nu ne-au orbit că ne-au umplat fața de bun. Ăștia efectiv ne-au orbit, ne-au luat efectiv vederea. Trebuie că e ceva supranatural aici. Trebuie că oamenii ăștia nu sunt de rând ca și noi. Măi, eu cred că ăsta e un semn din partea lui Dumnezeu. Dar n-au gândit așa. Ne scapă Dumnezeu de accidente. Și le vedem cu ochii cum să petrec în fața noastră și nu ne dăm seama că este un lucru supranatural. Și că e un mesaj din partea lui Dumnezeu și ne mai dă o șansă. Îi vedem pe alții cu cancer și toate celulele noastre încă mai stau în ordine. Și nu una dintre ele lucrează doar pentru ea și să vezi cât crește cancerul lăuntru tău de un fel sau altul și să vezi la un moment dat că trebuie să faci chimioterapie și spune I'm sorry, too late. Și ești aici și ești întreg. Dar noi nu vedem că asta e o minune. E ceva supranatural din partea lui Dumnezeu. Oare nu suntem noi ca și aia din Sodoma și Gomora? Uitați-vă la acest om, la Lot, că noi îl tot judecăm pe Lot, că vai, iubit pe aia frații lui. Noi nu suntem în stare să iubim pe ăștia din biserică, frații, aia iubim și pe aia pe toșul lui, frate. Nu ca un șterău, din partea lui. Aș vrea să fiu ca și tine și să poți să spui cum a spus tu. Am două fete fecioare. Din nou, într-o lume stricată, să poți să spui cu alte cuvinte, mi-am păstrat copiii curați, pentru tine, Doamne. Și uitați-vă la Lot ce spune despre el. La versetul 6 din 2 Petru, capitolul 2, spune, dacă a osândit el la pieine și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în, de exemplu, celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era acum foarte întristat de viața destrăbălată a celor stricați, căci neprihănitul acesta care ce făcea? Își chinuia sufletul în toate zilele lui din pricina celor ce vedea și auzea. Ăsta e omul lui Dumnezeu care când vede desfrâul și vede cum decur lucrurile, se întristează și se amărește și nu poate să fie ca și ceilalți. Nu-l vezi cu gura până la urechi. Nu-l mai vezi people person și îl trebuie să băi, Lot, ce-i cu tine? Iară plouă asta, nu vezi că e vreme bună. Be happy. Și Lot îi spune, I can't. Nu pot. Uită-te pe gușa ta. Uită-te numai departe. Uitați-vă la cine e mei cum îți. La ea cu care ar trebui să am împărtășire și o relație. Își bagi joc de mine. Cred că eu glumesc, dar nu glumesc. Uitați-vă la desfrâu. Nu se mai vorbește aici de căsătorie. Ce să mai vorbești de castitate, de a te păstra curat înainte de căsătorie? Fugi de aici, ăsta e old fashion, ăsta numai băia bătrânii, pocăiți anilor 60. O, Iisuse, nu anilor 60. A bisericii primare de mine. Ca să mă păstrez curat. Și eu și fiecare dintre dumneavoastră. Oare nu suntem noi aceia care închidem telefonul?
Nu suntem noi aceia care nu vrem să răspundem. De câte ori Dumnezeu ne-a vorbit de pocăință, de sfințenie, de curăție, de trăire după principiile Lui. Și noi am închis telefonul. L-am pus pe mut, sau Domnul distrug, nu mă deranja, și stăm relax fiecare în casele noastre și în cuplul nostru. Și Dumnezeu spune, poate ultimul, abia. Pentru vremea lui Noe, a fost atunci ultimul apel. 7 zile cu rabia deschisă. Și a fost 7 zile de ocară. Pe vremea lui Lot, a fost o noapte întreagă de luptă, în care toată Sodoma, spune, și tinerii, și bătrânii, au ieșit pe străzi împotriva lui Lot și a oamenilor care erau. Toată Sodoma știa. Și n-au răspuns niciunul dintre ei. Și acum ne vorbește Dumnezeu nou. Îți mai sună încă o dată telefonul și se cheamă în pocăință. Și se cheamă în pacete cu Dumnezeu. O să-l pui pe Sarius, dar o să vibreze. O să-l pui pe mut, dar o să se aprindă, o să-ți apară pe ecran. O să-l pui pe disturb, dar o lumină tău să aprinde la el frașii. Și nu poți să spui nici că n-ai știut, că îți vorbește natura. Nu poți să spui că n-ai știut, că îți vorbește conștiința din tine. Nu poți să spui că n-ai știut că îți vorbește Scriptura. Nu poți să spui că n-ai știut că îți vorbește Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Nu poți să spui că n-ai știut că astăzi, pe data de 28, duminică seara, o mai poți un om al lui Dumnezeu, mai bun sau mai rău, cum îl socotiți voi, nu mă interesează. Dar veniți și vă spun mesajul. Răspunde, omule, că e pentru tine. E pentru viața ta. Pentru cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. E pentru tine. Hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să încheiem cu rugăciune. Vreau să stăm toți cu capetele plecate. Și intrăm în următoarea rugăciune. Dar dacă vrea cineva în această seară să răspundă la apelul lui Dumnezeu. N-am să vă chem în față pe niciun. Dar dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit, ți-a vorbit și până acum, ți-a vorbit și acum, și dacă știi că ai închis de atâtea ori telefonul și n-ai lăsat să poți sta de vorbă cu Dumnezeu și n-ai răspuns la apelul, vreau cu toții, nu stăm cu ochii deșiți, cu ochii închiși, înaintea Domnului, dacă vrei să răspunzi, de data asta s-ar putea să fie un ultim apel pe care îl ai. Mâine ești pe mașină. Mâine vei fi în oraș. Mâine s-ar putea să nu mai bată inima. Mâine s-ar putea cel chiar de care tu nu știi să se oprească undeva în dreptul inimii și să se oprească mișcarea sau în dreptul creierului și să-ți pierzi cunoștință. Astăzi ești rațional. Intrăm cu toți într-o rugăciune, doar printr-o înălțare de mână. Dacă este cineva care vrea să răspundă la apel, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Cu toții ne rugăm Domnul. Sfinte Tată, care ești în cer. We'll be right back.
această valoare în ochii lui Dumnezeu, o spunea în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat, dar știm căci atunci când se va arăta El, vom fi ca și El. Și versetul 3 spune, oricine are nădejde aceasta în El, știi ce face? Se curățește după cum El este curat. Zic, Domnul Iisus, să ne ajute.